Poetul Andrei Mureșanu, autorul imnului național al României, s-a născut la Bistrița. Așa că astăzi, de ziua imnului național, pentru bistrițeni a fost zi de sărbătoare. România întreagă sărbătorește azi ziua imnului național. Mai mult ca oricine altcineva, bistrițenii se bucură în această zi de sărbătoare, deoarece orașul lor este numit oraș al imnului național. În piața centrală din Bistrița au avut loc mai multe manifestări: acordarea onorului militar, ruga și închinarea pentru poporul român, intonarea imnului național al României și defilarea detașamentului de onoare. Detașament la picior! Dumnezeul îndurărilor și-a toată milostivirea, mulțumire bunătății tale, să potărim astăzi imnul național al României. Deșteaptă-te române este din 1990 imnul nostru. Versurile, muzica și aranjamentul aparțin concitadinului nostru Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluția de la 1848. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea militarilor aparținând brigăzii 81 mecanizată, recent întorși din misiunile din Afganistan. Poetul Andrei Mureșanu s-a născut la Bistrița în 1816. Poezia acestuia a fost publicată în 1848, în timpul Revoluției. Deși autorul liniei melodice nu este cunoscut, versurile și melodia au fost îndrăgite de poporul român. Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste la 30 decembrie 1947, Deșteaptă-te române, ca și alte marșuri și cântece patriotice, au fost interzise. Chiar și numai intonarea sau fredonarea lor i-a costat pe români ani grei de închisoare. Din 1970 însă melodia a putut fi din nou cântată, dar fără versurile originale. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției anticomuniste, imnul s-a înălțat pe străzi, însoțind uriașele mase de oameni, risipind frica de moarte și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Din 1990, Deșteaptă-te române a devenit imnul național al României, iar din 1998, în 29 iulie, se sărbătorește ziua imnului.